Bună ziua tuturor, bine v-am regăsit, dragii mei prieteni, la o nouă etalare. Bine ați venit pe canalul meu Luminița Tarot. Voi face oroscopul săptămânii care urmează pentru Zodia Capricorn, ascendent în Zodia Capricorn, 30 noiembrie. Înainte de toate, vreau să vă reamintesc, fiind o etalare generală, să luați doar mesajele care vi se potrivesc și să apăsați clopoțelul. Este gratuit. Mi-ar face foarte mare plăcere să vă înscrieți la canalul meu, dacă nu ați făcut-o până în acest moment. Haideți să purificăm un pic energiile. Pentru toți abonații mei, pentru toți cei născuți în Zodia Capricorn, pe canalul meu Luminița Tarot, ce va fi, ce se va întâmpla în următoarele zile, în următoarea săptămână, ce va aduce, ce fel de energii vor fi pentru Zodia Capricorn, ascendent în Zodia Capricorn. Haideți să vedem. Dragii mei, în momentul de față văd că sunteți foarte ansioși, sunteți pe gânduri, aveți frici, ansie, planificați în viitor, văd că va trebui să luați decizii, vă gândiți la acest lucru, dar aveți și frică și ansie în ce privește acest viitor, în ce privește stabilitatea dumneavoastră. Magicianul, văd în ce privește o manipulare sau vă e frică de acest lucru, văd că veți găsi soluții, da? Văd că vă veți manifesta talentele dumneavoastră și aveți tot ceea ce vă trebuie pentru a avea parte de acest nou început. Magicianul, aici văd că veți avea parte de oportunitate, de o veste, de un nou început, de un nou job. Poate vă preocupați în ce privește locul de muncă sau poate vă preocupați să începeți un nou loc de muncă, poate vă preocupați în ce privește un student, un copil, un tânăr care studiază studiile sale sau vă e frică că cineva vă ascunde ceva, că vă manipulează. Vă e frică în ce privește acest nou început sau în ce privește acest tânăr. Dar văd că există foarte mare manifestare în îndeplinirea dorințelor dumneavoastră. Aveți tot ceea ce vă trebuie pentru a pune în aplicare acest plan, proiect sau un nou început. 10 de cupe, o familie unită, o familie fericită. Veți avea parte de momente dragi, plăcute cu persoanele iubite. Veți avea momente de afect, de lumină, de claritate, persoane dragi care vor sta alături, care vă vor ajuta, persoane sincere, oneste. Vă ieși curcubeu pe strada noastră, văd bucurie, veselie, armonie. Poate fi un caos, aici nebunul îmi spune că poate fi un caos în ce privește un nou început. Poate veți face un drum cu familia noastră. Cu nebunul aici îmi spune foarte multă puritate, să aveți încredere în acest nou început pe care îl veți începe. Cu nebunul aici poate fi instabilități, dar există foarte multă puritate, ingenuitate. Dar noi începuturi, de la zero, să spunem așa. Vreau să zic că șaptele de bețe spune că vă doriți să ajungeți aici, vă doriți să aveți succes, vă doriți să aveți reușită, să fiți în centrul atenției, dar de aici până aici există anumite sfide și provocări, să aveți mai multă încredere în propria persoană, să vă faceți respecta, să aveți încredere în principiile voastre, munca dumneavoastră, să luptați pentru creația dumneavoastră, să luptați în ce privește ceea ce ați clădit până în momentul de față, ce ați creat până în momentul de față. Șaptele de spade. Aveți grijă la o persoană din jurul dumneavoastră care vă manipulează, care vă poate ascunde ceva, care fuge de anumite responsabilități, care își privește propriul interes. Văd aici că cineva are o mască sau cu cine veți intra în contact în jurul dumneavoastră. Văd anume lupte, determinări sau poate dumneavoastră veți prefera să faceți acest lucru pentru a vă proteja, poate vă veți gândi foarte mult la propria persoană pentru a avea parte de reușită, poate veți apela la aceste ascunzișuri, să spunem așa, sau poate văd că vă autosabotați, vă e frică sau nu mai aveți încredere. Împăratul îmi spune că veți avea parte de stabilitate.
Dar pentru a avea stabilitate și siguranță, trebuie să vă faceți un plan, un proiect, să vă organizați pentru îndeplinirea dorințelor dumneavoastră, pentru a ajunge la acea stabilitate și siguranță. E posibil să intrați în legătură cu un bărbat în zodia Berbec, Capricorn, un șef, un lider. E posibil să intrați în legătură cu autoritate. Trebuie să luați controlul asupra vieții dumneavoastră, să deveniți șeful sau liderul vieții dumneavoastră, să vă luați puterea înapoi de decizie și de a comanda, sau poate o persoană din jurul dumneavoastră cu care veți intra în contact. Acest bărbat va dori să comande, să preia comanda mâinile sale. Haideți să vedem. 4 de spade, zodia Capricorn, ascendentă zodia Capricorn. 4 de spade, vă e frică în ce privește o vizită sau ansie în ce privește proiectele noastre, dacă sau în, nu știu, în ce privește o revedere, o socializare cu cineva. Sau poate ați avut sau vă veți întâlni cu cineva, veți primi anumite vești. Sau vă e frică de anumite vești, dar aici îmi spune că veștile care le veți primi veți avea parte de ușurare, de succes, da? De bucurie. Și văd că veți merge într-o vizită sau va veni cineva în vizită sau vești, veți primi comunicări. Haideți să vedem. Vă gândiți poate la o persoană în special și așteptați să vă întâlniți cu acea persoană. Magicianul, dacă sunteți bărbat dumneavoastră, veți face magie, aveți tot ceea ce vă trebuie pentru a manifesta acest nou început, sau veți primi o veste din partea unui bărbat, sau poate un student, un tânăr, aici este o parte masculină, care dorește un nou început cu familia sa, dorește o familie stabilă, o uniune. Văd că veți ieși cu familia, văd că aveți foarte multă speranță, poate să ieșiți afară, într-o mică călătorie, într-o mini-vacanță, poate să faceți un drum cu familia și văd că aici există foarte multă speranță în a vă bucura. Poate ieșiți la un picnic în aer liber. Nebunul aici, văd că e posibil să fie un caos din partea unei persoane un pic mai nebunatice, să spunem așa, să provoace un caos din partea unei persoane imature chiar. Și acest lucru vă aduce suspir, vă deranjează pe dinăuntru, dar văd că veți ieși din aceste probleme. Sau pentru ce privește un nou început aici, văd că vă preocupă, dar încet, încet veți merge spre ape mai calme. Poate vă preocupă un drum sau la un drum vă veți regăsi ușurarea. Poate veți face un drum și acolo la acel drum vă veți ajuta într-un mod sau altul să lăsați trecutul în urmă, să lăsați o perioadă neplăcută în urmă, care vă da bătăi de cap, să spunem așa. Haideți să vedem 7 de pețe cu 7 de spade. Zodia Capricorn. Zodia Capricorn, aici văd în ce privește iubirea sau pasiunea, atracția, dar văd că aveți, în ce privește chiar și intimitatea, pasiunea între dumneavoastră și o persoană iubită, acolo trebuie să vă faceți respectați sau să aveți mai multă încredere în propria persoană. 7 de spade, văd că vă autosabotați sau nu aveți destul încredere, pentru că 9 de spade cu 7 de spade îmi spune că fugiți, pentru că nu aveți destul încredere într-o persoană sau vă autosabotați pentru că vă e frică să nu suferiți. Văd preocupări, iluzii, blocaje mentale care vă țin pe loc. Sau în ce privește manipulările sau minciunile altor persoane, văd că vă duce într-un blocaj mental, vă ține pe loc și vă aduce preocupare. Împăratul cu 6 de cupe, văd că veți avea parte de o renoire în casă, în familie, în ce privește
autoritate, văd că ceva se va reînnoi, un bărbat pentru care veți lucra sau cu care veți lucra, văd că va aduce un viitor mai bun, vă va oferi o sumă de bani, veți avea parte de stabilitate. Vi se spune să folosiți logica și disciplina pentru a avea parte de un viitor mai bun și văd că și dumneavoastră vă veți axa foarte mult pe acest viitor și vă doriți un viitor stabil și mai bun și vă veți axa foarte mult pe carieră. Haideți să vedem oracolul iubirii, ce transmite, ce vă transmite, ce privesc relațiile de iubire. Putere foarte mult, atracție, iubire, pasiune între dumneavoastră și persoana iubită. Puterea iubirii este ca un magnet și acest lucru va aduce două sufletele pereche împreună. Și văd că există o relație de suflete pereche, dar de lungă durată aici. Există o relație de lungă durată și vi se spune că vă veți reuni cu persoanele iubite. Și poate cu această persoană este o relație karmică cu care ați mai fost în alte vieți anterioare și aveți de îndeplinit un scop împreună, de a învăța lecții împreună unul de la altul și dacă nu le veți învăța, vă veți revedea în alte diferite vieți. Există aici o discuție mai aprinsă sau zice că între sufletele, într-o conexiune de suflete pereche există și suișuri și coborâșuri, da, de intensitate, cum ar fi discuții, contradictoriu, certuri, etc. Dar există aici, cum am spus, suflete pereche și simbolizează noi începuturi, simbolizează armonie, echilibru, balans între două suflete pereche. E ca și cum sunteți alb și negru, da? Completați unul pe altul și vor fi noi începuturi între dumneavoastră. Dacă în următoarea săptămână veți trece prin aceste momente poate instabile, să știți că va reveni echilibru în viața dumneavoastră, da? Vă veți reuni împreună și vă veți regăsi armonia și echilibru. A venit momentul ca tu să primești. Infinita abundență va veni la tine din locuri cunoscute sau necunoscute. Ești o creatură divină și ești bogată prin dreptul tău din naștere. Nu uita niciodată. Deschide brațele pentru a primi. Contract de muncă, stabilitate financiară, abundență vor veni în viața dumneavoastră și Dumnezeu va avea grijă cum și de unde, să nu vă preocupați de acest lucru și că aveți dreptul din naștere, sunteți o persoană bogată și să nu uitați acest lucru, doar să deschideți brațele pentru a primi această abundență în viața dumneavoastră. În momentul ca tu să primești. E momentul și a venit momentul ca tu să primești. Și ascultă-ți intuiția, reflectează, încearcă să studiezi, să reflectezi, să aprofundezi, să-ți asculți vocea interioară, vocea sufletului și conectează-te cu sursa, conectează-te cu vocea ta interioară, cu inima ta, în tot ceea ce faci. Deci fă o conexiune între minte și inimă pentru a ajunge în echilibru și în armonie. Și văd fidelitate în relațiile de cuplu. Dragii mei, vă îmbrățișez și eu vă aștept data viitoare. Vă doresc o săptămână minunată, binecuvântată. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă doresc tot bine din lume. La revedere, numai bine, sănătate!